Și domnilor, încleștarea din Bahmut are niște uh, detalii și specificități pe care merită să vi le prezentăm. Pentru prima oară de la începutul acestei confruntări extrem de sângeroase sunt informații că gruparea Wagner ar fi traversat râul Bahmutka în zonele de nord și de sud. Ei bine, în tot restul orașului, ucrainienii reușesc să opună o rezistență foarte puternică și aproape trei sferturi din orașul Bahmut împreună cu zona centrală sunt în continuare sub protecția forțelor ucrainene. Aici încleștarea este, așa cum vă spunea și Răzvan, corp la corp și e cât se poate de interesantă strategia pe care o folosesc ucrainienii, lovesc absolut toate zonele de... Um, în cartiruire a forțelor invadatoare ruse cu artileria. Lupta corp la corp se desfășoară în zona centrală, dar de fiecare dată ucrainienii reușesc să lovească acele puncte care ar putea alimenta ofensiva invadatorilor ruși. Ceea ce este foarte interesant și spun specialiștii militari, este că Rusia nu reușește de mai bine de 100 de zile să avanseze nici măcar 10 kilometri. Atâta înseamnă invadarea Bahmutului pe de întregul și mergem mai departe să vedem o hartă și mai simplă. Doamnelor și domnilor, aceasta este simplificată. Poziția forțelor ucrainene care reușesc să păstreze o jumătate din zona centrală a Bahmutului, exact pe linia râului Bahmutka în fața invadatorilor ruși. E foarte interesant că doar Wagner își asumă ocuparea unor poziții la contact cu apărătorii ucrainieni și la Chasiviar sunt în momentul de față 3.000 de militari ucrainieni foarte bine dotați, fiecare acționând câte o mie pe direcții care se ducă spre zona centrală din Bahmut. S-au poziționat un pic mai departe ca în cazul în care va fi nevoie să se retragă pe o autostradă undeva spre zona de vest. Aș vrea să vă arăt și declarația extrem de interesantă a unui general important, Matthew van Venegen. Este un general major aflat în poziție de comandă în fruntea trupelor aliate din Europa. Este adjunctul șefului de stat major pentru operații la cartierul suprem al forțelor aliate din Europa. O poziție extrem de grea. El face o analiză și Informațiile pe care le prezintă concluziile sunt oarecum asemănătoare cu ceea ce a afirmat de curând, acum două săptămâni, și comandantul suprem al forțelor aliate, generalul Chris Cavoli. Așadar, iată în articolul pe care l-au realizat sub formă de analiză a momentului războiului, ce spune generalul american. Cantitatea contează. Războiul de uzură nu este mort. Acest mod de război apare atunci când niciuna dintre părți nu poate obține un avantaj clar asimetric. Capacitățile cheie, precum blindatele, artileria și inginerii, nu pot fi înlocuite cu capacități cibernetice, spațiale sau orice alte capacități legate de informații. 2. Operațiunile maritime sunt vulnerabile. Forțele navale scumpe sunt amenințate de armamentul ieftin. 3. Atacurile profunde, ca atare, sunt ineficiente. Niciuna dintre părți nu a putut folosi aviația într-un rol de schimbare strategică pe teren. În loc să sprijine atacuri de amploare, atenție, Occidentul ar beneficia, ar face mai bine să dezvolte tactici și tehnologii de contracarare a sistemelor aeriene fără pilot. O afirmație esențială. Contracararea sistemelor aeriene fără pilot, cele care s-au dovedit a fi extrem de puternice și utilizate în acest război. Războiul aerian și anfibiu a fost minimizat, pentru că nu e așa, n-am văzut nicio operațiune de desant marin, n-am văzut navele Federației Ruse, apropiindu se de țărmurile din Odessa, ba mai mult am văzut nava, nava crucișătoare a flotei ruse, crucișătorul Mazva, scufundată și, evident, nu vedem utilizarea pe scară largă a forțelor aeriene, a avioanelor de luptă, nu vedem o bătălie în aer între avioanele ruse și cele ucrainiene. Și o remarcă simplă și foarte clară, inteligența artificială a sosit, modul în care sunt Dirijate dronele, modul în care este furnizată tehnologia precisă pentru a lovi puncte de comandă cu satelit și GPS, arată că aceste cinci puncte ale generalului american sunt cât se poate de prețioase pentru acest moment.